dragilor! Salutare! În acest vlog o să vă spunem lucruri pe care trebuie să le știți înainte de a vizita Tokyo și care, dacă le știți, o să vă facă excursia mult mai plăcută. Ei bine, și chiar dacă nu aveți de gând să vizitați Tokyo, e bine totuși să le știți, ca poate fi și cultură generală, curiozități. Iar dacă călătoriți aici la un buget mai redus, așa cum facem și noi, ei bine, aflați că sunt sfaturi și pentru voi. Așa că hai să-i dăm bătaie și să vedem câte reușim să strângem. Hai! Și chiar dacă au trecut 3 ani de la pandemie, încă trebuie să mai vorbim despre mască. Ei bine, în Japonia, acum în 2023, masca trebuie folosită în mijloacele de transport, în comun, în încăperile și în general în toate încăperile închise, în temple, de exemplu, în magazine trebuie folosită. Pe stradă și în locurile publice nu trebuie folosită. Însă, atunci când călătorești, cumva trebuie să te conformezi și la legile nescrise și la obișnuințele localnicilor nescrise. Aici majoritatea o poartă chiar și pe stradă. Asta câteodată te împinge să o porți și tu. Și acum că este și frig, e chiar folositoare. Ei bine, acum că am stabilit cum e cu masca, numărul 2 ar fi transportul. Cu siguranță vei ajunge la unul dintre aeroporturile din Tokyo. Și sunt două, Haneda și Narita. Narita se află la 60 de km de oraș, iar Haneda la doar 25. Mijloace de transport pentru a ajunge în centru sunt multiple. Ca prin sfat, evită taxiurile. Acestea sunt foarte costisitoare în Tokyo. Există autobuzuri, monorail-uri sau tren. Ei bine, noi de la Haneda până la cazare, la Minosa, am făcut în jur de 25 de stații și am plătit numai 5 euro cu linia Keiku. Aceasta este cea mai ieftină modalitate de transport de la aeroport. Există, așa cum am zis, autobuzuri, monorail-uri, dar cea mai ieftină este aceasta. Și ca să mai economisiți puțin, achiziționați-vă un card de călătorii. Asta în cazul în care stați mai mult de 2-3 zile în Tokyo. Noi am achiziționat cardul Pasmo, pentru care am plătit un depozit de 500 de ieni și îl încărcați ori de câte ori aveți nevoie. Tot așa mai este și Suica, dar în cazul nostru nu a fost disponibilă la aeroport. Prețul taxiului de la aeroportul Narita până în centru costă în jur de 200 de euro, iar de la Haneda undeva la 80 de euro. Așa cum v-am mai zis, cu acest card noi am plătit numai 5 euro. Un preț demn de Japonia, am zice. Nu putem compara cu Vietnam, unde prețul la un bilet de autobuz pentru aeroport costă 50 de cenți, dar nici cu Atena, unde am plătit ceva în gen 7 euro. În Japonia este considerat nepoliticos să nu mergi vestul atunci când cumperi ceva de la un magazin. Deci nu faceți acest lucru. Trebuie să aveți încredere în ei. Și unde mergem? Uite, Mira, mergem în jos, acolo. Oh, oh. Ce? Am arătat cu mâna. Arătat cu degetul și nu se face. Noi, uite, cu ocazia asta vreau să vă spun că să arătați cu degetul este considerat nepoliticos aici în Japonia și în Tokyo. Dacă chiar nu vă puteți abține sau controla 100%, cum e cazul meu că mai scap, măcar arătați cu palma, dar nu cu degetul, pentru că e foarte nepoliticos. Și acesta fiind spus, este numărul 4. Da. 5. Ei bine, în Japonia tehnologia putem spune că este la ea acasă. Așadar, obișnuiți-vă cu toaletele inteligente. Și pentru început, folosiți acest pulverizator pentru a șterge capacul, pentru a șterge colacul. Acesta este display-ul, are un bilet incorporat. În caz de urgență, apăsați butonul de acolo. De acolo se trage apa, capacul automat se ridică și se coboară. Temperatura apei pentru bidet poate fi reglată de aici.
Ce altceva mai are? Mai are alte funcții pe care nu le cunosc. Dacă voi știți mai multe, lăsați-ne în comentarii. Ah, și încă o chestie grozavă care am văzut-o peste tot. Toalete de genul acesta sunt mai peste tot, la tot pasul. Ia uitați câte hârtie. E o toaletă inteligentă? Eu aș zice că da. 6. Uite că am ajuns repede și la acest număr. Ei bine, am putea zice că japonezilor le place să păstreze distanța, lasă spațiu omului. În general am putea zice că majoritatea națiilor mai dezvoltate le place acest lucru și e bine să respectăm spațiul omului, să nu ne băgăm prea mult în el. Așa că atunci când va avea asta o coadă sau pe oriunde altundeva, dați omului ceva spațiu, lăsați-l să respire, nu îi invadați zona personală. 7. În Japonia și în Tokyo, bineînțeles, este interzis să mănânci sau să bei pe stradă. Așa că fie faci cum am făcut noi astăzi, mănânci la un supermarket, fie mănânci pe stradă în fața locului de unde cumperi mâncarea și acolo ți arunci ambalajele, sau la vendomate, la fel, mănânci în fața lor și ți arunci ambalajul acolo, dar nu pe stradă. Se mai poate mânca în bar, stântă o bancă, dar nu pe stradă. 8. În Tokyo este interzis fumatul pe stradă. Dacă fumați pe stradă, riscați o amendă foarte usturătoare. Vedeți locuri ca acesta. Acesta este un supermarket local și aici... Și tu tocmai ce ai încălcat o lege dintre asta nescrisă. Ai arătat... Încălcat-o. Ba da, ai arătat cu degetul. Oh, bine, doamne, nu mai scap de asta. Trebuie să scap și o să scap. Nu știu dacă o să scap vreodată. Chestia e că... anumite supermarketuri, nu toate, au în față un loc de fumat ca acesta. Deci, vedeți o scrumieră în fața unui supermarket, acolo e bine să știți că puteți fuma, dar să nu fumați pe stradă. În metrourile din Japonia este nepoliticos să vorbești la telefon, iar în zonele adresate persoanelor vârstnice sau femeilor însărcinate, este chiar recomandat să vă puneți telefonul pe silent. Adăuga și faptul că trebuie să aveți voie la tonalitatea vocii. E bine să vorbiți încet și calm, pentru că este o liniște de plină în metrouri și trenuri pe din Japonia. Nu, nu, nu! În Japonia este considerat nepoliticos să îți sufli nasul cu mucus. Așa că trebuie să găsești o alternativă. Eventual să mergi la toaletă pentru a-ți sufla nasul. Știu, e destul de incomod, dar trebuie să ne adaptăm. Dacă și tu călătorești la buget așa cum facem noi și vrei să eviți restaurantele foarte scumpe, în acest caz există și soluții. Magazinele Lawson sau 7-Eleven sau Family Mart sau altele care sunt chiar mai ieftine comercializează mâncare gata, pregătită. Trebuie doar să o încălzești și să o mănânci. Au și cuptoare cu microunde și spații unde poți să stai, să te așezi și să-ți servești prânzul sau cina. Depinde de ceea ce alegi. Da? Și la numărul 11 am ales să vă vorbim despre vremea din Japonia și buget, pentru că cumva se influențează una pe alta. De exemplu, acum suntem în ianuarie și este, se zice că ianuarie este cea mai friguroasă lună a anului în Japonia. Ei bine, noi putem zice că nu e chiar așa, pentru că 7 zile cât am stat aici a fost o vreme destul de bună, însorită și friguroasă, dar e iarnă, venim din România și ne așteptăm la așa ceva. E bine de menționat faptul că atunci când înfloresc cireșii în martie, prețurile înfloresc și ele, sau explodează, am putea zice, pentru că sunt
E zona cea mai de vârf din punct de vedere turistic și totul este mult mai scump. Iar dacă veniți în vară, să știți că este foarte, foarte cald și umiditate foarte mare. Acum rămâne de voi când vă plănuiți vacanța în Japonia. Numărul 12. Dacă ai sub 20 de ani, nu ai voie să cumperi alcool și țigări, pentru că amenzile sunt usturătoare. Deci, e o chestie bună, eu zic, nu? Da. Din super păcate, tare. Noi nu am putut verifica acest lucru. N-arătăm a 20 de ani, din păcate. Sau arătăm? Am trecut de mult de... Am trecut de vârsta aia, da? De 20 de ani. Da. Se pare că așa e. Prin multe țări cam e legea asta așa. Nu știu cât de mult, cu câtă sfințenie se practică și aici, dar cred că oricum mai bine decât în România sau Europa. O, da, cu siguranță, cu siguranță. Un alt lucru pe care trebuie să-l luați în considerare atunci când veniți în Japonia e faptul că japonezii o să vă vorbească în japoneză. Vă văd, știm că sunteți turiști, dar pentru ei nu contează, practic. Noi am avut experiențe de genul acesta de fiecare dată când am mers în supermarket. Pur și simplu spun totul în limba lor. Așa că tu ce poți să faci? Să zâmbești și să faci ceea ce știi că trebuie făcut într-un supermarket. Adică îți iei marfa, plătești și zici bye-bye. Și chiar și în parcuri există foarte puține coșuri de gunoi. De exemplu, în acesta nu văd niciunul. Da. Dar este foarte bine organizat și curățenie. Impecabil. Alt lucru bun de știut este faptul că în Tokyo nu există coșuri de gunoi pe stradă. Este un oraș extraordinar de curat. Tot ce trebuie să faceți, să aveți o punguță la voi, să vă băgați gunoi în ghiozdan și să-l cărați cu voi până la hotel. Japonia, chiar dacă îți place foarte mult mâncarea și personalul este foarte de treabă, ei bine, aflați că este nepoliticos să lăsați ciubuc. Dar o tărie, oricând bucătarul și stafful care beau, nu-i deranjează. Bine de știut e și faptul că la metroul din Tokyo accesul pare a fi liber. Dar chiar și așa, toți locuitorii și toți turiștii își folosesc cardul sau biletul de călătorie. 18. Atunci când călătoriți în Japonia, este bine să aveți pașapoartele cu dumneavoastră, pentru că de multe ori poliția oprește turiștii pentru o identificare. Nu ni s-a întâmplat și nouă, dar din informațiile pe care le-am găsit, toți insistă asupra acestui fapt. Și chiar am văzut la un moment dat, un băiat din India apărea, a fost oprit de poliție, tras deoparte și i s-au cerut documentele. Deci, e bine să-l aveți pentru a evita alte surprize. Ei bine, atunci când călătorim, e destul de important internetul. Dar aici, în Tokyo, noi vă sfătuim să nu vă procurați o cartelă, mai ales în cazul în care stați doar câteva zile, deoarece locurile cu internet gratuit ca acesta din spatele meu sau la toate obiectivele turistice, la toate liniile de metrou, există și funcționează foarte bine. Așa că puteți salva pe puțin vreo 30 de euro
12. Ei bine, în Japonia, obișnuiți-vă cu faptul că la unele locații trebuie să vă descălțați. Multe dintre modeluri încă mai adoptă tradiția și atunci când vedeți un covor de genul acesta, nu în cazul acesta, numit tatami, trebuie să vă descălțați. În cazul nostru la hotel e destul de internațional așa și nu trebuie să ne descălțăm. Sunt și restaurante și mai la toate templele trebuie să vă descălțați. Da, acesta este parte din tradiția lor și trebuie să o respectăm. Deci câte reguli am adunat până acum? 19 reguli, vă dați seama, deci cam mult, mă, pentru o destinație de vacanță. Adică omul vine aici să se relaxeze, să nu... Păi, te relaxezi, dar respectând regulile și tradițiile poporului în care vii. Pentru da. Că relaxare înseamnă să te simți bine, dar să nu-i deranjezi pe ceilalți, nu? Exact, să fii educat, să fii bun simț și chiar dacă anumite chestii ți se par ciudate, fă-le, pentru că face parte din cultura locului și nu poți să... nu poți să nu le faci, pentru că, na, asta e cultura, trebuie respectată. Ce aș mai vrea să adaug, nu sunt reguli, dar e bine de știut faptul că sunt toalete pe la toate obiectivele turistice, toate liniile de metrou. Cele pentru femei sunt cu roșu, bărbați cu albastru și ce e frumos e faptul că în zona femeilor există și un spațiu de aranjat, de machiat, de unde să-ți faci părul și tot felul de chestii așa pentru femei. Foarte interesant. O, eu aș mai adăuga că am mai găsit un loc de fumat în piața Sushi, în fine, acolo este un loc de fumat, deci pentru fumători e bun, e bun de știut că sunt nu prea sunt locuri de fumat. Peste tot. Nu e, sunt locuri de fumat peste tot, numai că na, tu fiind obișnuit să fumezi la orice colț, e mai greu. Alt lucru bine de știut e faptul că japonezii beau băuturi cu gheață și aici mă refer în special la cafele, chiar și în timpul iernii, când apare un frig de numai, ei beau băuturi cu gheață, dar voi dacă le preferați pe acelea calde, e bine pentru că sunt mai ieri. Da, dar e bine oarecum, adică tradiția asta mi se pare interesantă, pentru că tu trebuie să consumi lichide la temperatura corpului, deci dacă e frig afară, am unul chiar cu gheață, dar oricum apă rece e bună, nu? Nu te-am văzut când a căpul gheață. Așa-i. Ce să zicem, acestea sunt cele 19 lucruri pe care trebuie să le știți și să le puneți în aplicare sau să le respectați atunci când veniți în Tokyo, ca să aveți o vacanță cât mai interesantă, nu? Da. Sau normală, fără probleme. Fără probleme. Încheiem aici acest vlog. Noi suntem Travel and Dog, Mirabela și Bogdan. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Și ne vedem data viitoare cu un vlog mai interesant, am zice noi, nu? De fiecare dată e și mai interesant, așa că urmăriți-vă! Da, salutări!